Bună dimineața! Astăzi este duminică și începem un nou vlog. Am aici o cafea, suntem la benzinărie, a băgat soțul meu benzină. M-am aranjat și eu puțin, nu știu cât de bine se vede, dar m-am aranjat pentru că în ultima perioadă chiar n-am avut timp de mine. Și mi-am dorit să mă aranjez un pic așa, să nu mai plec la îndala. Mergem în călăraș să facem niște cumpărături. Mergem să... Da, stai că mă uitam dacă am luat pantofii lui Marius. Mergem să probeze costumele și să-i tai un pic din pantalon croitorea sa și de asta am luat și pantofii cu noi. Și am cumpărat și pantofi și costume și suntem aproape pe final, să zicem, cumpărăturile mă refer. Mai avem cumpărăturile astea alimentare, sucuri, băuturi, nu știu, tot felul de gustărele astea, da, le mai avem de luat. N-am făcut cumpărături de genul pentru că, na, vă dați seama, până pe 28 mai este destul de mult. Însă, da, suntem ok, suntem ok. Mi-am luat și o rochiță, mi-am luat o coroniță. Ce mai trebuie să-mi iau? Ceva de încălțat, dacă găsesc astăzi o să mă uit, poate îmi găsesc ceva, vreau ceva, o pincuță cu talpă joasă sau sandale cu talpă joasă. Unu, pentru că vreau să fiu comodă și doi, pentru că aș fi mai înaltă ca Marius și nu-mi doresc chestia asta. Cred că oricum o să fiu o idee mai înaltă ca el, dar nu-i nimic deranjant. Da, vă las, îmi beau și eu aici irisul și ne auzim un pic mai târziu. Uitați ce unghii urâte am, nu se văd aici, dar le-am terminat cu treaba, cu un șmotru prin casă. Da, ne vedem un pic mai târziu. Știu că am promis că o să vă mai arăt una alta ce mai fac, dar am tot uitat. Cred că am filmat puțin când am așezat acolo în dormitorul vechi, în fostul nostru dormitor. Am tot dat cu lavabilă, am terminat ieri și în bucătărie. Și am zis să mai filmez pentru voi, pentru că nu o să reușesc să mai postez vlogul ăsta dacă nu filmez azi. Și azi vreau să dau eu singură în baia asta, pentru că nu este foarte mult de dat. Cred că se aude eco, pentru că am dat aici, am făcut curățenie, gen, am șters, am spălat pe aici, dar n-am așezat prin bucătărie. Și am fost de dimineață, am avut puțină treabă până la primărie și am fost și pe la Pepco. Pentru că îmi trebuia aici la bucătărie o perdea, pentru că ce aveam Eli mi-a strâns-o, mi-a sărit cu ghearele pe ea. Și am luat așa de la Pepco. Una albă, simplă și are doar simplă, mă rog, are niște buline din astea. Și sunt două bucăți. Ce vreau să vă arăt este că intră țeava aia pe aici. Așa. Nu știu dacă vă dați voi seama. Nu are găicile alea mari. Și cam așa arată. Or să fie două. Nu știu dacă o să le prind în păr sau dacă o să le las pur și simplu. I-am rupt eticheta. M-am uitat în mașină pentru că spune acolo că sunt două bucăți și mie mi se pare că e cam subțire. Nu cred că sunt două și mă rog. Am desfăcut. Cred că a fost vreo 45-42 de lei. Habar n-am. Am mai luat pentru David un set de două tricouri din astea albe. M-am dus să-i caut cămașă. Nu i-am cumpărat înainte să înceapă școala pentru că nu știam dacă or să le ceară uniforme sau dacă nu. Și nu i-am luat. Și am fost acum, zic, sigur îi găsesc la Pepco niște tricouri polo din alea cu guler sau tricouri albe, cămăși. Pur și simplu aici la Lehiu nu avea nimic și am găsit doar tricourile astea, 11-12 ani, 146-152 și mai are așa, albe simple. I-am luat un set de două tricouri din astea, au fost la 13 lei, din câte știu eu, da, 6,50 lei bucata, dar se fac cam urățele după câteva spălări.
Da, na, o să vedem ce o să mai facem. Sper să-i găsesc cămăși. O să intru și pe Sinsei să mă uit. Marius a luat setul ăsta de două perii pentru baie, să curățăm pe acolo rosturi, să facem șmotru. Am mai luat lumânarea asta pentru că mi-a plăcut miroase și să știți că n-am nicio lumânare parfumată în casă. Și am zis să-i dau și eu drumul la asta, totuși că a venit toamna. Deci miroase ok. Este cu cafea latte. Vedem cum miroase. A fost 5 lei. Un preț mai mult ca decent. Stați că, nu știu dacă am voie să arăt cuțite. Am cumpărat niște cuțite, dar stați că vă arăt în continuare ce mai mai. Mi-am luat o față din asta, o mușama, cum îi zic eu, sau mă rog, așa îi se spune, habar n-am. Așa albă cu un pic de floricele. Aș fi vrut-o mai simplă, dar nu avea. Asta era cea mai simplă din ce aveau ei acolo. Să știți că dacă se aude ceva este televizorul. A fost 8 lei 50. Și nu știu, o să vă arăt așa astea de la Penny. Am luat mai multe variante pentru că am luat câteva și pentru soacra mea. Vine nunta în curând și noi avem cuțite, vă dați seama, dar nu prea taie așa extraordinar și am să luăm ceva bun. Sper că nu se întâmplă nimic, că vi le-am arătat, habar n-am. Și am mai luat două punguțe de cadou din astea. Astea au fost, poftim, un leu. Și da, mi se pare a fost 2 lei 50, un leu. Îmi pare rău că n-am luat mai multe, pentru că o să-mi trebuiască. Și am mai luat... Deci am luat două din astea mici, dar asta și cu încă una, dar am pus deja ceva în ea. Și am luat două din astea, așa. Asta pentru că e ziua nașei și nașul nostru. Și am luat așa, mi s-a părut destul de ok pentru un bărbat. Și astea au fost, deci astea-s 2,50 lei, de asta am rămas eu cu vândul. Și cam atât, cred că n-am mai luat nimic. Bine, mai făcut niște cumpărături alimentare. Ideea este că... Trebuie să tragem cât mai mult, pentru că mai sunt două săptămâni până la nuntă și parcă timpul zboară, mai avem foarte multe treburi de făcut. Trebuie să ajung mâine și la unghii, pentru că sunt varză, uitați ce am putut să le fac. Deci n-am pățit niciodată la cât am șters, răcâit, curățat, mă rog, știți voi cum e cu curățenia prin casă. Mai avem holul, mai avem sfrageria și baia, sper să termin eu azi baia, să dau cu lavabile și să și... O șmotruiesc așa ca lumea. Și, na, cam atât în casă, să pot să așez ca lumea. Și vreau să vă arăt și vouă ce mai fac eu astăzi. Vreau să-mi fac o a doua cafea, pentru că de dimineață am băut doar o cafea cu Marius, am împărțit-o. Am fost pe la primărie. Și n-am avut timp să bem, am plecat așa repede. Marius intră la muncă la 12 fără un sfert, așa că trebuie să plece destul de repede. A zburat timpul pur și simplu și vreau să fac ordine pe ei, să dau cu lavabilă, vreau să-și filmez, să fie și filmez când dau cu lavabilă. Vă las și vă arăt mai târziu ce fac. De data asta chiar vă arăt. Ce faci acolo, Eli? Faci bandă? Eli, ce faci, mama? Hai spune ceva. Eli, hai spune. Eli, hai spune ceva lui mama. Ce faci, fata lui mami? Eu fac treabă și ea sare, eu lipesc ceva... Ia sare pe ea și dă jos. Deci nu mai nebunii faci. Și dacă las plasa deschisă, se urcă pe plasă. Oricum a rupt-o. Așa, am preferat să o bag aici. E murdară așa de lavabil. A făcut și a treabă pe aici cu taxul. Eli! Mama! Iubitoarea! Iubitoarea de mămică! Haideți că am reușit să iau și o telefon în mână. Am fost la unghii, nu știu cât. Stați așa să mă dau mai la lumină. Cât de bine se văd. Astea le-am făcut înainte de nuntă, să le am la colonie, pentru că erau prea varză celelalte, că nu le-aș mai fi făcut sincer. Dar mai am multă treabă și mi-era că se duc, plus că avea o lună. Și asta o să stau cu ele, nu știu, vreo 10 zile, cred că. Sau mai bine. Nu știu. Ceva de genul. Și așa simpluțe. Am să fac aici niște inimioare ca să vadă. Vedeți că am lavabilă, că ia uitați ce în spatele meu. A dat Marius, dar nu a apucat să termine și a trebuit să mai dau și eu cu lavabilă pe tavan și e foarte gravă situația. Doar ce am făcut baia seară pe cap și cam așa arăt. M-am umplut de lavabilă peste tot, m-am șters puțin că dacă se usucă se ia mult mai greu. Haideți să vă arăt. Trebuie să mă ocup să șterg toată partea asta pe aici.
să iau chestia asta după canapea, să așez draperiile sus și să mă apuc să șterg geamurile, să pun cam lucrurile în mare parte la loc. Perdelele sunt la spălat, abia aștept să le pun și pe alea. Și da, cam așa arată pe aici, uitați. Trebuie să mă pun pe treabă neapărat, dar vă arăt și vouă că oricum sunt singură. De grăbit oricum mă grăbesc pentru că... Te rog frumos, stai afară. Am foarte multe chestii de făcut. Mâine vin băieții să ne ajute să facem lambriul la casă și mai avem ceva de făcut pe afară. Așa că vreau să-i dau drumul să termin curățenia, că ia uitați ce am și pe aici. Deci groaznic. Dar vă arăt pe parcurs. Tocmai ce mă îmbrăcam să plec la călăraș cu David și am primit comanda asta. În cazul în care nu știți, să știți că sunt reduceri, vă spun eu, sunt reduceri pe About You și am luat așa pentru Nașu și pentru Marius câte un tricou Tommy, așa, iar unul tot pentru Marius, așa simplu, pe verde, i-a plăcut mult verde ăsta, de fapt îi place foarte mult. Și da, haideți să le desfacem să vedem cum arată scos de aici. Cam așa arată Emu. L-am tras eu repede pe mine ca să văd cum îmi vine. Sper să-i vină și lui Marius. Și ăsta verde. El are o cămașă de la Tommy S, de fapt vreo două, și S-ul nu prea îi mai vine. Acum la tricouri mi se pare că sunt cam măricele, habar n-am, nu știu. O să văd, să vină să le probeze și vedem dacă dăm retur și facem schimb de măsură. Dar îmi plac foarte mult, materialele sunt geniale.